Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Discutăm în această seară despre ceea ce se întâmplă la aeroport, despre ceea ce se va întâmpla cu aeroportul din Iași. Am văzut, a fost un an și ceva, am putea spune, de căutări, am putea spune chiar de stagnare. S-au mișcat lucrurile pe acolo, dar nu chiar în ritmul pe care ne-l doream. În sfârșit, aeroportul Iași are un director, Cătălin Bulgariu, pe care îl avem în platou și pe care îl salutăm. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Încercăm să aflăm care sunt planurile concrete de dezvoltare. Sunt necesare multe lucruri acolo. Înțeleg că nu mai este loc de parcare pentru avioane, deci doar, nu știu, curse care vin și pleacă pe aeroportul Iași și nu pot rămâne peste noapte aparatele de zbor, pentru că pur și simplu nu mai este loc la platformă. De asemenea, e nevoie de un drum nou către aeroport, traficul crește și va crește și mai tare în anii următori, este nevoie de o nouă șosea de legătură între Iași și aeroportul Ieșean. Bun, sunt multe alte lucruri care trebuie făcute, încercăm să discutăm cu noul director. Bun, haideți să începem cu știrile calde, ca să spunem așa. La începutul lunii au fost cei de la Turkish. Nu? Da. N-am aflat prea multe, bun, nici n-au venit să facă declarații. S-au întâlnit, urmează să iau o decizie, nu? Dacă da. Vor introduce un zbor direct Iași și Istanbul. Aveți mai multe, ne puteți spune mai multe lucruri? Da. Cei de la Turkish au venit la Iași, au văzut baza, au examinat tot ceea ce înseamnă aeroportul Iași, atât din punct de vedere al pistei, cât și din punctul de vedere al platformei și terminalelor. Cei de la Turkish la acest moment au pe România numărul de curse maxim pe care l-au un acord. Pentru dezvoltarea unei noi baze la Iași ar trebui să obțină avizul Ministerului Transporturilor. De la noi sau de la... De la Ministerul Transporturilor, da? Din România. E nevoie de așa ceva? Adică da, nu da, pot... da, da. Deci culoarele de zbor, toate aceste lucruri sunt stabilite și sunt agrementate de autoritățile de stat. Ministerul Transporturilor ar putea pune vreo piedică sau... Nu, noi, dar probabil că mai sunt niște de, pași, nu? Nu-i vorba de, da, nu-i vorba de piedic, ci pur și simplu chestie de timp. Toată documentația pentru un astfel de zbor este destul de laborioasă și înainte de a stabili exact când pleacă avionul, de la ce oră, la ce oră, care sunt frecvențele zilnice și săptămânale, în primul și în primul rând trebuie să existe acest agrement pentru suplimentarea curselor Turkish în România. Bun. Pronostic sau anul ăsta avem vreo șansă? Nu. În acest an, cel mai probabil în două luni, ei vor face documentația pentru creșterea numărului de frecvențe pentru România, urmând ca după aceste lucruri să obțină orarele de zbor, traficul și așa mai departe. Deci noi sperăm ca pe orarul de anul viitor... Deci cel mai devreme în primăvară. Da. O nouă schimbare va avea loc la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Da. Deci asta spuneți că deci pe orarul de iarnă, pe orarul de iarnă pe care el a anunțat primăvara 2019, asta însemnând sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în lunii, funcție de zloturile pe care le au libere am și înțeles. La ei pe bun. Pe Istanbul. E important să avem legătura asta, pentru că vedem că la Istanbul e în plină construcție, aproape în finalizare, o mare parte sau o bună parte din lucrări pentru un aeroport gigant, adică am văzut 200 de milioane de călători trafic, mai mare. Aeroportul de la Istanbul va fi inaugurat în octombrie primele șase piste comerciale, au deja o pistă militară în funcțiune și vor mai avea încă 4 piste civile anul viitor. Deci va avea în total 11 piste. Bun, asta cred că în prima fază, că am văzut că lucrăm. În prima fază, în octombrie 6. 10 miliarde de euro, finalul proiectului, așa spun ei și se cam țin de treabă, ar fi 2028. Deci, atenție, acolo va fi ca un, nu știu, un oraș în oraș, adică... Da, 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 chiar și acum aeroportul din Istanbul, Atatürk, este unul foarte mare. Bun, ne-am lămurit. Hai să vedem cu Lufthansa, că urmau să vină, ce obțin așa știam la începutul lunii, urmau să vină 23-24 la ea, să discute cu cei de la Continental, să discute cu cei de la aeroport, astea erau informațiile pe care le aveam.
Bun, ați discutat cu ei care sunt șansele pentru o cursă Lufthansa către Germania? Tocmai am terminat discuțiile cu cei de la Lufthansa. Am început ieri, au venit ieri după amiază, am avut o sesiune de discuții la aeroport, după care au avut o sesiune de discuții cu mediul de afaceri ișean, cu Camera de Comerț și Industrie, cu principalele firme din Iași. A avut de asemenea discuții cu autoritățile locale, cu Consiliul Județean și Primăria Municipiului Iași. Și bineînțeles am convenit în ceea ce privește posibilitățile de colaborare. Au venit să vadă exact care sunt condițiile pentru a veni pe Iași. Sunt interesați de aeroportul nostru, le-am arătat dorințele noastre și ce am strâns noi din piață, care sunt destinațiile pe Germania, în primul rând, pentru hub-urile pe care le au ei, adică principalul lor hub, Frankfurt, pentru München, o cursă care la Iași a mers foarte bine și care cu o frecvență zilnică, deci măcar o aeronavă plecare în fiecare zi, cifrele arată că e profitabilă o astfel de cursă și ei iau în calcul un astfel de lucru. Deci iau de în calcul asemenea, nu? Da, iau în calcul. Am venit doamna directoare pe dezvoltare de la München, unul dintre membrii delegației a fost directoarea de la München. Un nod important. Și München nu este un aeroport mare. De asemenea, datele pe care le avem noi arată o cerere foarte mare pentru Berlin. Lufthansa nu operează pe Berlin, dar în grupul Lufthansa există Eurowing, care operează pe Berlin și studiază. La ei nu este un low cost așa cum sunt celelalte, e un pic peste nivelul low cost, dar este parte de low cost a acestui grup, ca să spun. Am înțeles. Bun, deci nici aici nu... Bun, anunțurile oficiale oricum nu se fac la... Deocamdată sunt discuțiile exploratorii, nu? Da, dar discuțiile exploratorii sunt efectiv pentru orarul de zbor din primăvară. Deci discuțiile deci pe care le-am avut sunt să vedem dacă putem prinde pe iarnă. Uh-huh. Să pornim din această iarnă. Deci din octombrie-noiembrie. Da, deci pe orarul de iarnă. Și șansele sunt... Pe orarul de iarnă încă nu putem să... N-am ajuns la o concluzie clară că începem acest lucru, dar discuțiile și modul în care am tratat, cred că eu sper că va fi chiar din iarnă. Deci nu Frankfurt, ci München. Cam asta ar fi... Sau e decizia lor? Nu Frankfurt, nu München. Și Frankfurt, și München, și cred și Berlin. Toate trei? Da. Da, interesant. Păi și va exista... Vedeți dumneavoastră, va noi... Va exista piață, vor fi... Că știți cum e? E frumos, nu e nicio problemă. Dar să se susțină că după aia, după 3 luni, 6 luni sau 9 luni, vin și spun, domnule, dar cursele astea nu prea merg, se retrag și atunci n-am făcut nimic. Nu știu, e foarte... Vestea e foarte bună. De acord cu modul nostru de a privi lucrurile, și gândiți-vă că ei sunt o firmă privată care investesc bani și vor să obțină profit. Deci nu vin să facă zboruri caritabile între Iași și Germania. Numai normal, că elementul central vin să este... să facă bani, hai să fim serioși. Noi suntem un aeroport regional. Noi trebuie să ne conectăm la hub-uri internaționale astfel încât să putem uni Iașul cu toată lumea. Zborurile de tip low cost, point to point, de la Iași într-un oraș, sunt foarte bune și au într-adevăr trafic. Dar avem nevoie, mai ales pentru traficul de business, de conectivitate. La momentul actual, marea majoritate a cetățenilor din Iași, ca să poată ajunge în multe orașe din lumea asta, merg prin București sau prin Viena. Astea sunt hub-urile noastre astăzi. În rest, nu avem posibilitate să fim conectați la alte hub-uri. Din punctul acesta de vedere, și Istanbulul, și Frankfurtul sunt două hub-uri care oferă zboruri în toată lumea. Adică, un zbor care pleacă dimineața de la Iași și se duce la München sau la Frankfurt sau la Istanbul, probabil va avea 80% dintre călători care vor face al doilea drum. Corect, da. Deci, plecare dimineață din Iași, astfel încât în aceeași zi, cu o singură escală, să poți ajunge în orice colț al lumii.
Da, și atunci, în într-adevăr, da, concurența și valoarea costurilor pentru client, pentru fiecare dintre noi, valoarea biletului, poate fi observată când ai un singur, o singură escală și vezi unde e, da, orarul mai bun și prețul mai mic sau serviciile de mai bună calitate. Deci o recapitulare. Posibil Istanbul din primăvară, dacă va fi probabil din primăvară sau oricum anul viitor. Da. Și astea trei, spuneți că sunt ca și, deci încă o dată, Frankfurt, München și Berlin. Deci astea au fost... Telespectatorii rețin și noi vom ține minte. Primăvara, sunt convins. În primăvara anului viitor o să vă punem, înregistrat și o să vă întrebăm, domnul Bulgariu, da, țineți minte? Da. Trei cuvinte. Da? Trei cuvinte. Frankfurt, München și Berlin. Da. Cum să vă spun, deciziile astea nu sunt la noi. Deciziile sunt pur ale operatorilor aerieni. Bineînțeles, ca să înțeleagă cetățenii ce înseamnă o astfel de rută, da, înseamnă un operator de handling, adică cei care operează la aeronave, înseamnă un contract pentru alimentare cu combustibil, înseamnă catering, înseamnă aici, adică absolut, deci nu sunt birou în aeroport. Absolut, adică ei trebuie să aibă ruta de zbor de la Romața confirmată cu Eurocontrol și în România și în toate țările peste care survolează, deci culoarul de zbor, toate elementele privind orarul de zbor, deci nu sunt lucruri care se pot face de azi pe mâini. De aceea, dar discuțiile pe care le-am avut cu ei și faptul că efectiv discutăm pe o prognoză de timp, deci până la anunțarea zborurilor de iarnă, bun, încercăm mai să dăm aproape, drumul. Aproape un an. Da, mai deci, e până în primăvara anului viitor, până în iarnă. Deci, de asta spun, ei în toamnă când anunță orarul de iarnă, ei de obicei îl anunță după 15 august, când o anunță orarul de asta, ei au acum acest timp efectiv să caut și să vedem exact în ce moment. Deci, bun, dar asta înseamnă ca în toamnă, undeva octombrie-noiembrie, ei se anunțe cursa. Se anunțe cursa, cel târziu decembrie. Cursa, cel târziu și ei, într-adevăr, să opereze să efectiv după două-trei luni. La vânzare. Acum, poate că oamenii sunt mai obișnuiți cu ideea de film sau ceva. În momentul în care se anunță o cursă, tot la fel se anunță și se creează un pic de timp între momentul anunțării și efectiv până în momentul în care cursa intră efectiv, pentru ca într-adevăr oamenii să știe, da, și da, să poate să acceseze, să cumpere bilete. Bun, am mai văzut... Deci sunt niște chestii comerciale care țin de ei. Ei sunt o companie, Lufthansa este o companie absolut onorabilă premium, și care are proceduri foarte bine definite în realizarea unei strategii de dezvoltare, în cazul nostru, unor rute noi. Bun, trebuie spus că atunci... nu sunt foarte ieftini, adică lumea să nu deci câteva zeci de euro. Asta da, e... deci vorbim de o companie care are first class, business class, da, deci nu vorbim de ceea ce oferă companiile low cost. Bun, asta e pe termen, să spunem, mediu, nu pe și termen. Care, dacă îmi dați voie să fac o paranteză, noi la Iași nu putem oferi condiții în aerogara ieșeană de first class sau business class. Da. Asta e pe termen mediu. Hai să vedem pe anul ăsta. Deci avem așa, luna iunie, Ernest. Luna iunie, Ernest, pe 21. Încep. Airlines anunță, adică da, nu anunță, dau drumul la au dat drumul puse. Deja, da. Vând biletele și vor veni la Iași, da, pentru Cuneo și Verona. Verona. Sunt două curse foarte bune. Sunt două curse și bune. Și Cuneo în sud, acolo am văzut că face legătura spre granița, spre Franța, Nisa. Da, adică da, tot da, așa da. Ați spus în sud, sunt nordul Italiei, în sudul Franței, da, slad, da, lângă Torino. Da, 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 da. Și poți să ajungi și la Torino, da, da, e la Genova, e aproape de, e aproape de 80 sau 100 de kilometri. Și Verona, unde este și o comunitate românească foarte mare și este foarte interesant și pentru oamenii de afaceri italieni de acolo, care au în zona Moldovei afaceri. Bun, acum rămâne de văzut cum vor prinde, cum vor da, dacă vor prinde cele două curse, dacă vor avea pasageri. Italia este o destinație foarte cerută în Iași. Italia, Spania este bun, extrem avem deja cerut. Zboruri destule. Da, dar nu avem în acea zonă. Cu multe companii, adevărat. Din punctul ăsta de vedere... Cred că avem acum cu astea două, cred că avem vreo cât 6, 8 orașe da, italiene, avem nu? Și... Roma, sunt 8, dar avem și Roma, Florența, avem și Florența, avem și Bergamo, Milano, Milano, avem fapt, Catania. Bergamo, da.
avem Catania. Bologna, da, sunt. Deci sunt zone, dar într-adevăr toate aceste curse merg bine și de aceea ei cred că vor merge și mai bine și celelalte curse, astfel încât din studiu de piață rezultă că mulți dintre ei merg până aproape de Milano și după aia fac naveta la Torino. Chiar eu i-am întrebat la conferința de presă și înțeleg că da, asta depinde dacă vor merge cele două zboruri și că vor continua extinderea în condițiile în care, nu știu, o să meargă. Adică, bun, probabil că nu chiar foarte repede, dar poate că anul viitor mai introduc o rută sau două. Spre deosebire de Lufthansa sau de companiile care sunt deja pe aeroportul Iași, Airnest este o companie mică. Aceste companii mici caută nișe de piață. Nișe, da. Da, și de aceea ei în acest moment au identificat această nișă. Ei operează în România și în Ucraina, relația și pe Albania. Relația cu Italia. Și pe orarul pe care l-au făcut ei și modul în care l-au făcut, e atractivă cursă. De aceea eu îi invit pe ieșeni să urmărească site-ul Airnest, să vadă într-adevăr facilitățile pe care ei le dau și să ia în calcul și pentru vacanță la Verona probabil, sau Torino. Fiind o companie mică, va depinde, adică ei nu vor aștepta foarte mult să vadă, că nu-și permit să meargă în pierdere, adică dacă nu vor prinde, dacă nu vor merge, probabil că se vor retrage sau... Eu, dacă îmi dați voie, eu pun problema un pic invers. Sunt o companie mică, de aceea ei cred că și-au făcut foarte bine temele, astfel încât să nu intre pe piață direct în pierdere. Adică de asta au calculat București plus și Iași, și nu alte destinații din România. Interesant, poate chiar surprinzător că au ales București, e normal că acolo e capitala și e traficul mare, dar din provincie au ales Iași. Da, vom vedea, trebuie susținute și aceste zboruri. Bun, Wizz Air în iulie 7 curse. Da, Wizz Air și... Va crește, a făcut un calcul, probabil că ați făcut și noastră, cred că cu peste 20-25 de mii pe lună, nu? Din zborurile astea în plus. Că sunt câte 3 pe săptămână. Doamne ajută, vă dați seama, îmi doresc așa ca pare. Toate aceste noi destinații să ofere ieșenilor cât mai multe posibilități, atât de turism, cât și de afaceri, pentru că timpul înseamnă bani și conectivitatea între orașe, între firme, este foarte importantă. E adevărat, ei deschid o nouă bază, deci va mai fi o aeronavă care va staționa la Iași, cu tot cu echipaj, cu toate dotările necesare pentru aeronavă. 7 zboruri, 7 rute, că vor fi, cred că vreo 25 de zboruri. Da, pentru că sunt mai multe frecvențe 25 săptămânale. 25 de plecări pe săptămână. Da, sunt... Că am văzut că au câte 3... Noi suntem foarte bucuroși de colaborarea cu Wizz. În acest moment, adică în luna iulie, odată cu venirea cursei noi aeronave, se blochează platforma. Deci mai avem... toate locurile deci sunt ocupate. Deci dacă mai vine cineva... Nu mai vine cineva să gareze peste noapte, că nu mai are unde. Dar dacă vine una din companiile, Lufthansa, spre exemplu, la anul, ce o să faceți? Mai puneți acolo elementul un trotuar ca să încapă un avion? Da, punem pe câmp așa niște benzi și... Nu putem vorbi de așa ceva. Mai ales că deci, nu cred lăsăm că... gluma la o parte. Da. Tot ceea ce înseamnă prioritatea numărul 1 la aeroport este extinderea platformei. Din două motive. Primul este, nu mai este loc de parcare la... Dacă la sunt 6. Nu, la momentul ăsta sunt 9 și mai extinderea prevede încă 5 locuri de parcare. Și 2... Bun, dar nu știu, mi se pare iar când aud 5 e pare mult, dar dacă sunt deja 9, încă 5, adică nu putem face încă 10? Că nu. Las să fie acolo pentru nu. Vremuri... Nu mai am loc. Nu mai este loc. Ajungem la capăt, după aia este depozitul pentru cei de la Rostar. Partea de mentenanță pentru aeronave este absolut necesară la un aeroport care va ajunge în perioada imediat următoare la 2 milioane de pasageri anual, ai nevoie neapărat de o stație de mentenanță. Și în capătul acestei platforme este stația de mentenanță. După momentul respectiv, terenul nu mai permite dezvoltare. Deci 14 avioane, nu? Da, 5 cu 9 sunt 14. Capacitatea maximă. Asta e maxim. Și asta ce înseamnă? Se întâmplă aici. Ca trafic, ce ar însemna? 2 milioane? Da, peste 2 milioane. Peste 2 milioane.
Peste 2 milioane. Bineînțeles, nu ai unde procesa acești 2 milioane. Deci, la momentul actual, terminalele respective sunt... Haideți că o să ajungem și acolo, vreau să ne lămurim întâi cu zborurile. Dar, ca idee de bază, asta e... Deci, Wizz-ul, e clar că, probabil că anul ăsta, nu știu dacă vor mai face vreun anunț, că sunt 7 zboruri, trebuie să le... Dacă da. În octombrie, noi, probabil că dacă va mai fi ceva, poate la anul, sau poate peste... De regulă, pentru o bază nouă, le trebuie încă cel puțin 2 ani de zi. Da. Deci, o bază nouă cu aeronavă, exact așa cum a fost prima dată și acum cum este în acest an, nu va putea fi până în 2020. Bun. Poate că nu din vară, ci din primăvară sau din iarnă, deci din 2020, prin ianuarie, februarie, dar mai devreme de 2020 nu cred. Blue Air-ul? Parcă nu se mai aude nimic așa. Am văzut că au scos Iași-Timișoara. E bine că a venit rapid Taromo, care a introdus cursa Iași-Timișoara și înțeleg că merge, ar fi rentabilă. Au anunțat... Era rentabilă și la Blue Air. Era rentabilă înțeleg și la acolo au fost, nu știu, niște probleme cu aeroportul din Timișoara. Blue Air anul trecut au făcut foarte mari investiții în aeronave, motoare, în service... și au avut unele întârzieri la plată pe aeroporturi. Ceea ce a provocat o oarecare iritare. Ceea ce s-a întâmplat. Local, pe... Da, noi am avut o mare problemă din punctul ăsta de vedere, mai ales pe final de an. Dar discutând cu cei de la Blue Air și stabilind un termen de recuperare a datoriilor lor, astăzi suntem într-o aproape normalitate. Deci nu crește valoarea datorilor. Asta e bine. Înseamnă că, asta înseamnă că și-au făcut ei niște calcule greșite oarecum. Că nu și-au făcut calcule greșite. Dar nu poți să investești fără să plătești deja ce ai sau pentru contractele dezvoltare, pe care le ai, acordurile pe care le ai, nu poți să întorci spatele. Asta e, trebuie să-ți asiguri activitatea și trebuie să fii serios în raport cu partenerii, cu aeroportul. De acord cu dumneavoastră, ei au încercat și au cerut o colaborare care să le permită lor un grad de flexibilitate în ceea ce privește partea financiară, în ceea ce privește relația cu Iașu. După momentul decembrie 2017, ei s-au ținut de cuvânt și din acel moment au plătit datoriile aferente anului trecut, iar la acest moment... Deci sunt aproape de zi. Bun, dar nici n-au mai anunțat nimic. Probabil că nu... Și-au luat avioane, dar n-am mai văzut. Nu știu, anul ăsta mort. N-am mai văzut nimic din partea lor. Păi n-are cum. Nu că e mort și nu poate. Ei pot face în alte părți, dar ei nu mai pot face la Iași încă o a treia aeronavă, pentru că nu mai am loc la platformă. Deci ei, pentru să vină să anunțe la Iași o extindere... Ar fi fost interesant. În discuția pe care noi am avut-o cu ei, ne-au spus că în momentul în care finalizează graficul lor de preluări și reparări de aeronave, intră și în paralel cu acest lucru, încep să creeze un nou program de curse. Acest program de curse, în prima lor fază, am discutat despre cursele interne. Faptul că la Timișoara au avut probleme cu aeroportul Timișoara și nu mai operează pe Timișoara absolut niciun fel de cursă. Dar nu puteau păstra, că mulți s-au întrebat, nu puteau păstra Iași-Cluj? Făceau Iași-Cluj, Cluj-Iași. Sau legau cu alt oraș, nu știu. Nu. Noastră, pentru noi e simplu, numai că Iași-Cluj este foarte aproape, deci aeronava după ce se duce la Cluj, se întoarce înapoi, trebuie să mai facă un alt drum. Și atunci nu mai ai conectivitate într-un alt hub, astfel încât să utilizezi și tu stai cu aeronava la sol mult timp. Și atunci nu mai devine la fel de profitabil decât dacă era Iași-Cluj-Timișoara sau Iași-Timișoara-Cluj. Iași-Cluj, Iași, după aia Iași-Roma sau Iași... Habar n-am. Da, corect, dar să știți că sunt enorm de multe aeroporturi în lumea asta în care tu nu mai ai hub-uri, nu mai ai posibilitate sloturi, cum se numesc ele, nu mai ai posibilitate ca la ora X să aterizezi. Și atunci, neputând să aterizezi într-un areal care să permită și piloților, deci perioada de timp de lucru pentru piloți, și atunci, bineînțeles, lucrurile de genul ăsta sunt complicate. Trebuie să luăm o pauză, apoi ne întoarcem și discutăm și despre câteva chestiuni administrative, inclusiv concursul pentru postul de director, relația cu Marcel Popa și multe altele, inclusiv despre proiectele de dezvoltare de la aeroport. Pauza, apoi revenim.
Da, ne-am întors în linia întâi, invitat Cătălin Bulgariu, proaspătul director de la aeroportul Iași. Recapitulăm știrea primei părți a emisiunii. Foarte posibil Lufthansa va introduce, sau mă rog, are în atenție 3 zboruri pe Iași, München, Frankfurt și Berlin. Nu se va întâmpla anul ăsta, cel mai devreme în primăvara anului viitor, dar mingea e la ei, deci nu deci noi le-am oferit toate datele pentru aceste decidem. 3 curse, tot ceea ce au ei nevoie pentru a lua această decizie. Așteptăm de la ei un feedback, un feedback o analiză imediat pe... următoare. Bineînțeles, ei au venit să facă analiză. Bun, dar eu totuși sunt sceptic că vor veni cu toate 3, posibil bun, una acum... în prima fază sau poate cu cel mult 2, da. Nu, aici este o chestie de politică comercială, dumneavoastră spuneți din punctul ăsta de vedere că nu cred sau nu, în funcție de cum Bun, eu îmi dau cu părerea. Cum se încheagă orarul. Repet, doar avionul să vină de la Frankfurt până la Iași și să întoarcă înapoi, doar atât, doar chestia asta nu este luată în calcul de Lufthansa. Deci ei încearcă să găsească. Ei încearcă să găsească efectiv, vin aici și pe urmă se duc în altă parte. Și se duc, bineînțeles, pentru că au o plajă foarte largă de... Gândiți-vă că vorbim de Lufthansa, care are peste 600 de avioane și zboară în 191 de țări. Nu, e o companie foarte... Ar fi foarte bine să se întâmple chestia asta, dar, nu știu... Iar Lufthansa, cu grup, cu toți cei 5, la fel ca și Turkish-ul, care are și Turkish-ul are la fel peste 600 de aeronave și vorbeam de un aeroport la Istanbul care imens. Oraș în oraș. Legat de anul ăsta, deci cam astea sunt noutățile. Ernestul, cele două zboruri, Iulie, Wizz Air-ul. Cu toate destinațiile noi. Nu e încă nimic, am văzut că mai mișcă ceva la frecvența de zbor, adică mai introdus un zbor, am observat, și Wizz Air-ul la fel. Am pensat că pe Londra, nu știu care, Wizz Air-ul sau Blue Air, au în fiecare zi, sau vor avea în fiecare zi, 7 din 7. Austriecii și ei sunt prezenți, vă că rămân cu avionul lor, aceeași... cu avionul lor cel mic și cu prețurile lor cele mari. Asta este politica lor de în timp ce de pe tarifare. București sunt 5 zboruri pe zi la prețuri aproape la jumătate, dar mă rog. Lufthansa bine că are 26 de zboruri pe zi din România. Lufthansa în România pe toate aeroporturile. Care pe Sibiu, pe Cluj. 26. Sibiu, Cluj, Timișoara și, da, și București. Ar fi cazul. Și au 26 de zboruri pe zi. Și sunt mulțumiți, adică merg. Da. Că vorba aia, da, deci n-au, prețul, n-au redus. Nu, și nu e vor, pentru toată lumea. E și nu vor să modifice orarul, să aducă o cursă de pe Cluj, pe Iași. Nu. Vor să introducă noi. Da. Cam astea sunt noutățile pe anul ăsta, cred că nu mai... Da. Putem avea vreo surpriză, nu știu, cu o companie care să mai dă un zbor fără să rămână peste noapte aici. Da, deci baza, ca să-și creeze o companie bază la Iași, deci nu se poate în acest an. Anul viitor, cred că da. Am înțeles. Pentru că obiectivul nostru principal anul acesta este să începem lucrările la platformă. La extinderea de platformă, la cele 5 locuri de platformă. Da. Depinde cât de repede ajunge pe final discutăm despre toate proiectele astea. Hai să discutăm un pic despre funcția pe care o dețineți și pe care ați câștigat-o, nu? În urmă cu câteva... Cu o săptămână, după acel concurs. Bun, a fost o surpriză pentru multă lume. S-a întrebat, domnule, ce caută Cătălin Bulgariu în acest post? Nu e o pălărie cam mare? Prietenia cu Maricel Popa, faptul că sunteți din PSD, prietenie stricată la un moment dat, că tot presa a scris că v-ați cam fugărit pe acolo. Țineți minte, când eram în Copou... Eu v-am zis și atunci că n-a fost niciun fel de asta. Am discutat acel episod, ați negat, ați recunoscut că a fost o discuție doar mai... Da, a fost aprinsă, doar o chestie de ton ridicat, nici de cum, de îmbrânceli. No. Deci... Bun. Cum ați ajuns în fruntea aeroportului? Adică, de unde și până unde? Conform procedurii prin ordonanța 109, care reglementează guvernanța corporativă, pentru regiile autonome care au sub 500 de angajați, iar aeroportul are 119, organizarea unui concurs de selecție pentru manager se face de către Consiliul de Administrație.
Noi pentru a fi transparenți am apelat și la o firmă specializată în acest lucru. Peste 500 este obligatoriu să facă extern o firmă specializată. Noi am apelat și la o firmă specializată astfel încât concursul să fie cât mai transparent și din punctul meu de vedere cât mai bine organizat. Și am făcut prima procedură de selecție în care s-au prezentat 7 candidați și eu eram convins că vom alege unul dintre ei. Asta la primul concurs? La primul concurs. Discuțiile și modul cum a decurs primul concurs, care vă spun că n-a fost un ușor. Deci nu era ușor de promovat un astfel de concurs. În prima selecție am observat că au fost foarte mulți oameni care aveau foarte bune cunoștințe despre aeroport. Au fost oameni care aveau experiență de ceea ce înseamnă un aeroport. Dar elementul central care ne-a făcut să nu luăm atunci o decizie a fost că nu sunt dispuși să-și asume riscul unui proiect mare de dezvoltare a aeroportului. Bun, da, multă lume și-ar putea pune întrebarea, bun, Cătălin Bulgariu era în Consiliul de Administrație, cumva veghea la buna desfășurare a concursului respectiv. N-a câștigat nimeni și apoi în etapa a doua, hop, a câștigat el concursul. Poate că e lipsă de fair play vis-a-vis de ceilalți concurenți. Nu, stai să ne înțelegem. Nu că e lipsă de fair play, la fel putea să fie oricare. Noi în Consiliul de Administrație ne-am organizat ca să facem și comisia de concurs, comisia de contestații, astfel încât să putem să facem acest concurs. Puteam să fiu în comisia de contestații, de exemplu, și atunci nu intram, sau puteam să nu fiu deloc în comisii. Asta nu înseamnă că dacă veneam la al doilea concurs sau la al șaptelea sau la al câtelea ar fi fost, însemna că eu am un atu față de ceilalți candidați. Nu. Modul de lucru este foarte clar precizat în 109, iar în componenta inițială pe care noi am aprobat-o în Consiliul de Administrație și care am pus-o pe site, știa toată lumea despre ce-i vorba, ce și cum se întâmplă. Iar fiecare membru al comisiei și-a făcut propriile subiecte. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu... Da, sunteți conștient că misiunea este a naibii de complicată, pentru că toată lumea o să stea cu ochii, bun, sunt discuțiile astea cu companiile astea, dar se va uita cât e traficul, ce se întâmplă, ce se întâmplă cu proiectul de dezvoltare, adică aici se discută pe cifre și nu pe declarații politice sau, mă rog, cum mai fac mulți de pe la PSD când se află la guvernare, că vorbesc mult și nu fac mai nimic. Adică aici e foarte ușor de comparat. Pentru că știm câte zboruri sunt, câte zboruri noi au apărut în epoca, sau în mandatul, hai să fim mai delicat, da, în mandatul Bulgariu, care e traficul la momentul preluării, care e traficul în momentul în care, nu știu, vă încheiați mandatul sau la jumătatea mandatului. Da. Plus proiectul mare sau proiectul de modernizare care trebuie să continue în mod accelerat, pentru că noi am pierdut un an și jumătate, că nu știu ce s-a întâmplat acolo, că s-a blocat. Ba, cu Consiliul de Administrație, părea mea că a durat foarte mult. Și procedura este nouă. Gândiți-vă că procedura a fost aprobată în noiembrie 2016. Mult a durat și atunci, bineînțeles, procedura durează. Deci procedura, chiar dacă și până te obișnuiești să faci această procedură, până o pui în practică, durează destul de mult. Plus gândiți-vă că legea spune 150 de zile. Că nu s-a luat din prima, ci din a doua. Adică au mai durat vreo jumătate de an. Deci un an jumătate aproape de blocaj. Fostul director și el nu știa, rămâne, nu rămâne, s-a tensionat relația, era vorba de Alexandru Anghe, s-a tensionat relația cu Marcel Popa, nu și mai vorbeau, habar n-am ce a fost acolo, dar s-a blocat tot. Acum sperăm ca lucrurile să că nu mai aveți nicio scuză, adică din același partid, Consiliul de Administrație e pus pe linie. Să știți că nu contează partidul aici. Chiar n-are nicio legătură. Mă rog, mai știm și noi unele lucruri, mai contează. Adică măcar nu se pun bețe în roate politic, să spunem așa. Dacă aici, uite ce se întâmplă cu disputa primăriei Consiliului Județean. În momentul în care nu mai sunt în același partid, parcă s-a întâmplat ceva. Eu sunt convins că dacă voi reuși să aduc pe masa
autorităților locale și primărie și Consiliul Județean proiectul nou, eu cred că va obține voturi. Da, de primărie, indiferent de unde. De ce este nevoie de primărie? Că sunt decizii care trebuie luate... Da, pentru că n-am drum de acces. Bun, asta știu. Păi și pe asta teritoriul știu. Primăriei municipiului Iași, n-am cum și fără. Primăria deocamdată se face că, nu știu, n-aude, nu vede. Există un canal de comunicare pe tema asta, că acum nu mai contează că ăla din PSD, de la Independent, ăla de la Pro-România, habar n-am cine de unde e, dar drumul de acces, partidele astea vin, pleacă, pe la putere spun, dar drumul ăla trebuie să rămână. Trebuie făcut în primul rând și după aceea da, să rămână. Pentru da. Iași. Pot să vă spun doar ce s-a întâmplat până acum. Am vorbit cu domnul primar și după discuția pe care am avut-o cu el, a introdus pe bugetul anului acesta acest drum la proiectare. În momentul în care are proiectul, nu știu în ce moment va fi acest lucru, în momentul în care are proiectul, trecem la etapa a doua. Realizarea drumului. La 6 luni? Nu. Gândiți-vă că în primul și în primul rând la începutul lunii februarie s-a aprobat bugetul. Deci, după ce s-a aprobat bugetul, trebuie licitațiile pentru proiectare și noi avem aceeași problemă la aeroport. Și abia acum s-au adjudecat procedurile de licitație. Și mă întreb, cum e, nu știu, în Turcia, în China, în Germania, în alte țări unde se construiește infrastructură la greu? Tot așa stau cât un an de zile până fac niște chestii. Să știți că, din punctul ăsta de vedere, eu aștept cu mare nerăbdare modificările pe legea achizițiilor publice, pentru că termenele și contestațiile lungesc aceste proceduri Bun, extraordinar de mult. Să sperăm că aceste modificări se fac în bine, sau, mă rog, pentru a ajuta autoritățile, instituțiile și nu pentru a, nu știu, a le da toate unora elementele sunt, posibilitatea de a jongla cu banul public. Să sperăm că asta va fi. Nu, din ce a prezentat domnul ministru Teodorovici public, încă n-am văzut legea, că urmează să fie astăzi votată în ordonanță de urgență sau nici nu știu dacă nu e ordonanță de urgență astăzi în guvern. Elementul de bază reprezintă reducerea termenelor pentru acele contestații. Adică dacă tu ești interesat, ai cumpărat caietul de sarcini, ai aplicat la o anumită procedură și ești nemulțumit, de ce să ai termen să faci contestație după 20 de zile dacă tu ești nemulțumit în prima zi? Deci poți să o faci chiar de atunci. Drumul de acces e în curtea primării sau, mă rog, e o coproducție primărie Consiliul Județean? Nu, sunt două aspecte total diferite. Drumul de acces care vine de jos din Tătăraș pe lângă unitatea militară care va este fi traseul exact? Deci pe unde se va intra din oraș pe nou drum? Deci unitatea militară de jos din aviație, pe lângă unitatea militară, urcă la deal și ajunge la aviația utilitară. Ajunge în curba, ca cetățenii să observe, atunci când fac bucla respectivă, când vin spre aeroport. Din Tătăraș se va intra, nu? Da. Pe unde? Da. Jos din aviație, din cartierul aviației, pe lângă unitatea militară. Deci de jos din aviație. Asta este drumul care are treabă cu primăria. Al doilea drum... Și va fi acces, drum cu... Serios, cu 2-4 benzi sau un drum ușor așa drept, să vedem ce ne spune proiectantul. Cu o bandă și când vine iarna și derapează careva, se blochează. Nu știu să vă spun. Mergem înapoi pe la Ciuric, dar drumul ăla mai rămâne? Drumul de la Ciuric rămâne, da, și vor fi două drumuri. Tocmai de aceea, astfel încât la acest moment de asta noi nu putem avea trafic cargo în zona respectivă, pentru că nu avem niciun drum pe care tirurile mari să poată intra. Și atunci avem nevoie de acest lucru. Iar al doilea drum este centura Iașului pe partea estică, care mi-ar da posibilitatea să fac aeroportul pe zona de est, așa cum era proiectul inițial, pe partea cealaltă, care drumul proiectul mare, proiectul este proiectul nou. Mare și este cu centura Iașului, care ține de Consiliul Județean și de compania de investiții. Bă, dar sunt bani pentru chestia asta, că așa sună frumos, dar sunt bani? Pentru că practic ar însemna un aeroport nou, nu? Da, da. În momentul când... Deci acolo este totul nou. Bun, acolo și cu este astea, ca... cu amenajările astea, cu tot ce se face, cu tot ce s-a făcut în partea asta, ce o să Dar este nevoie extraordinar de mare. Sau vor fi două... Nu e adevărat, rămâne. Unul păi pentru să ne înțelegem. Interne și celălalt pentru... Aici va rămâne mentenanța pentru avioane, va rămâne definitivă pe partea asta. Deci ceea ce fac Aerostarul, ceea ce urmează să construiască în acest an și anul viitor, Aerostarul va rămâne aici. Pe măsură ce crește baza de la Iași... Și terminalele astea trei... Pe măsură ce crește baza de la Iași, asta înseamnă că eu voi avea mult mai multe aeronave la sol peste noapte, asta înseamnă că baza lor de mentenanță va fi mai mare. Deci și partea asta am nevoie de mai multe locuri de parcare, nu doar unul,
că la momentul în care vine Aerostar poate veni un singur avion, îl repară și pleacă. Nu pot lucra la două, trei în același moment, că nu au loc. În momentul ăla vor avea. Astăzi când vorbim, eu nu pot să primesc la Iași nicio aeronavă privată. Aceste aeronave mici, până chiar la aceste ultralight-uri cu două locuri, cu patru locuri avion. Și poate, pentru poate că ele nu asta. Pot, n-am unde să parchezi. De aceea ele aici ar trebui să fie lor, așa cum se numește General Aviation. Da, aici trebuie să... Dar eu cred că mai devreme mai de mult. 5 ani. Nu văd. Nu văd. Proiectul nou. Poate, nu știu, început ceva, dar asta o să vedem. Proiectul nou, iar proiectul nou înseamnă o sumă mare de bani. Cât? 150? Peste 100 de milioane de euro. Urmează să vedem la deci de unde reactualizare. Bani europeni? Bani, S-a început POIMU, adică Programul Operațional Infrastructură Mare. Se pot depune proiecte pe POIM. Sunt bani la momentul acesta, sunt 460 de milioane de euro. Deja Aeroportul Cluj au depus proiect pentru 120 de milioane de euro, urmând să găsim cofinanțare. Noi astăzi, când discutăm, suntem la limită între cofinanțare cu 75% fonduri europene și 50% fonduri europene. Ei spun că în ultimii 2 ani trebuie să ai trafic peste 1 milion de pasageri pentru a trece de la 75% la 50% finanțare. Noi anul trecut am avut peste 1 milion, dar acum 2 ani am avut sub 1 milion. Dacă ne grăbim să repunem astăzi, dacă adunăm 2016 cu 2017, îmi dă 2 milioane, 0, 0 și ceva. Da. Deci aș fi acolo. Depinde cum interpretează comisia. Dacă intrăm la finanțare 75%, atunci lucrările vor intra mult mai repede. Dacă nu, atunci va trebui să accesăm un credit. Totuși nu putem sta, adică ceva trebuie făcut, nu putem sta așa să nu... Fiți convins că n-am voie sta în niciun moment. Înțeleg și voi aștepta de, că... Deci odată e nevoie de o platformă pentru avioane. Mai sunt, ar mai fi încă... 5 locuri. 5 locuri. Și asta va fi începută, va fi... Da. Asta avem ca termen de realizare anul viitor. Deci anul viitor... Și noi suntem acum la studiu de fezabilitate. Eu mă refer când e gata. Când nu-mi dați termene astea când va începe. Când va fi gata? Cei de la achiziție mi-au zis că... Pe procedură de investiții, ei speră ca contractul să fie semnat undeva prin luna octombrie, început de cu octombrie. Și atunci, dacă avem noroc, s-ar putea chiar să o facă în perioada asta, pentru că nu este o lucrare... Păi da, că nu-i... Deci ei au depus o fundație foarte serios de făcut compactare și depinde cât de repede vine ea. Dacă nu, da, vă face probabil în prima înțeles. Bun, deci depinde asta contestații și așa mai departe, dacă problemă. Nu mă duce. E o urgență, dar nu e o lucrare de o mare anvergură, trebuie aprobările astea. E o lucrare bun, complexă, dar poate fi făcută repede, adică în momentul în care câștigătorul are utilaje, poate fi și este foarte bine atât pentru ei cât și pentru noi ulterior să fie turnată într-o singură perioadă, astfel încât să nu există rosturi între ei. Da. Să fie turnată și dintr-o dată. Să fie dintr-o dată și de asta dacă ei au cap la coadă, ar putea să o facă. Terminale sau terminalul mare, că era vorba de bunii terminale, de făcut, de modificat T2-ul. Vedeți, elementul de bază la noi, noi la aeroportul Iași avem nevoie de un master plan. Nu ne dăm seama, deci eu unul la momentul ăsta am acolo un studiu pentru dezvoltarea pe zona de est a aeroportului, acel plan mare, și am câteva dorințe care erau aici de unificarea T2 cu T3, de reamenajarea aviației utilitare. Repet, nu am studii de fezabilitate, nu am documente, ci pur și simplu au fost modul cum a gândit conducerea anterioară posibilități de dezvoltare. Ele sunt variante care, în funcție de posibilitatea de a accesa fonduri europene sau nu, să le dezvolți. Dacă fondurile europene nu pot fi accesate pentru terminalul de peste pistă, drum, ca zic așa. Da, deci de pe partea de est, atunci, bineînțeles, trebuie găsit o altă soluție pe partea de vest, adică exact acum unde ne aflăm aici. Și aceste soluții, una deci dintre fără soluții... fără fonduri europene, proiectul mare e cam în plop, nu? Fără fonduri europene, trebuie să găsim o finanțare de peste 100 de milioane, de ce... ceea ce ar însemna, într-un proiect investițional
pe care o bancă sau un grup de bănci să-l finanțeze ar însemna, sau un fond de investiții, că iau în calcul tot felul de scenarii de genul acesta, sau operarea de către un finanțator a acestui pe o perioadă de timp, pe 30 de ani ar însemna ca aeroportul Iași să aibă undeva cam 4 milioane de euro profit anual ca să poți să faci acest lucru. Ceea ce la ora vorbind, asta e cam... Vorbind pe cifre... Cam imposibil, nu? E posibil. Da? E posibil. De ce? Astăzi la 1.200.000 de pasageri, deci datele pe anul 2017 pe care le-am depus la finanțe. 1.146 sau câte ați avut. 1.140.000 de pasageri, am avut un profit de 8 milioane de lei, adică aproape 2 milioane de euro. Da? Bun, dar dacă... cei 4 ar trebui 2,2 milioane luând proporțional. Deci păi dacă 2,3 milioane de pasageri. Gândiți-vă că... Păi anul ăsta cât credeți că o să aveți? Mai mult de 1,5? Nu, cam așa. Spre 1,5. Cam asta este ținta noastră pe care că n-am auzit... Asta este ținta ăsta, pe n-am care... N-am auzit nimic, nicio bani. Veți auzi la ședința de Consiliul Județean de luna viitoare, pentru că conform legii voi veni cu programul managerial în Consiliul de Administrație și dacă el este aprobat, bineînțeles, se trimite la Consiliul Județean pentru validare. Bun, și negocieri. Estimările sunt 1,5, nu? Da, asta este ținta. Da, da, pe de altă parte spuneți că la... Nu, stați un pic. Dumneavoastră vorbiți pe partea asta. Dacă eu fac terminalul partea cealaltă... Eu vorbesc pe ceea ce este... Păi nu, că vorbim că de un calcul financiar. Deci eu, ca să plătesc terminalul partea elaltă, ar trebui să am cel puțin 4 milioane de euro profit, ceea ce ar însemna... Da, eu stau și mă gândesc de unde pot fi obținuți. Păi ceea ce ar însemna dublarea traficului. 5, da, da, mai trebuie, dar pe de altă parte spuneți că, bun, de anul viitor poate că... Păi da, dacă eu am locuri... 5 locuri... Mai dar mult. Pe de altă parte s-ar putea să crape terminal, adică să nu mai aveți loc păi acolo. De asta vă spun, la momentul adică ăsta, dacă fac terminalul partea elaltă... Ar fi loc de 2 milioane și ceva de pasageri pe structura actuală? Păi gândiți-vă că să faceți o comparație. La momentul actual, T3 este proiectat pentru 320 de pasageri pe oră. Cu disconfortul de a merge prin pe platformă, prin ploaie, prin... Bun, am văzut oameni stând afară, adică e ceva... Nu știu, am văzut, deci, am în aceste văzut condiții poze apărute, colegi de prin presă, poze stând că... afară, cobor din avion, vrei să intri la ieșire, să iei bagajul, da, și până să intri stai la... Nu știu, că era un alt avion înainte, că deci, nu s-a deschis, asta că este nu găseau cheia, habar n-am. În partea cealaltă, deci noi la momentul ăsta, dimineața, când e cea mai mare fluență, dacă facem partea cealaltă, nu mai am niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Pot opera într-o oră și 15-20 de avioane. La momentul ăsta, cu 6 avioane, da, ne blocăm. Bun, dar lămuriți-mă că eu nu trebuie să fac niște calcule. Deci, cu terminalul deci posibilitatea ăsta, de... cât te pot duce pe an ca pasager? Ca... Deci, la momentul ăsta... 2 milioane de pasageri? 3. Deci 3 milioane în 3 milioane cu ceea ce avem acum. Nu, cu ceea ce urmează să facem partea cealaltă, te duci la 3 milioane de pasageri. Dacă ar fi să menținem tarifele de acum, ceea ce contabil, economic vorbind, nu-i bine, ar trebui scăzut un pic pe măsură ce crește, ca să dai voie să dezvolte și mai tare. Adică tarifele pe companiile tarifele aeriene. Pe care le percepe aeroportul de la asta, de la companiile aeriene, atunci, într-adevăr, la 3 milioane de pasageri, putem vorbi liniștit de un profit de 5 milioane de euro. Și atunci, bineînțeles, se poate plăti către... Da, oricum... Dar este un calcul, trebuie să ne înțelegem, este un calcul la limita maximă de timp, la 30 de ani, deci nu discutăm despre un scenariu foarte ușor de aprobat de către o bancă. Ah, vă referiți la... De aceea, eu deci mă referam la proiect. Sunt riscuri financiare, sunt riscuri financiare din punctul ăsta de vedere. Da, pentru... da, pe de altă parte, nu știu, trebuie să gândiți să gândiți foarte repede, pentru că timpul nu așteaptă. Și suntem într-un moment, poate că și economic bun, lumea circulă, e o mobilitate. Și s-ar putea ca fereastra asta de timp, nu știu, să nu fie atât de... Da. Sau s-ar putea la peste 4-5 ani să se închide sau să așa să fie numai pe jumătate deschisă. Adică, din punctul meu de vedere... Tot. Adică, pe de altă parte, să creșteți cât se poate. Adică, nu, acolo nu trebuie blocat nimic la aeroport. Trebuie lucrat cu ce este, maximizat tot. Dar, pe de altă parte, să te gândești la un proiect
mare, hai să facem un proiect mare, chiar dacă costă mult, dacă e făcut corect, dacă nu sunt probleme, bun, cred că ar merita și 100 și ceva de milioane, indiferent cum îi obținem, banii aia să investim, dar trebuie făcut, pentru că vedem că nu se face autostradă, că nu sunt stare colegii dumneavoastră de parte. Vedeți dumneavoastră, haideți vorbim de avioane acum. Nu, hai că trebuie să ieșim foarte scurt, o concluzie. Da, timpul nu așteaptă, îmi dau seama că asta este cea mai mare problemă pe care o am astăzi la aeroportul Iași. Totul este contra cronometru, de asta și în Consiliul Județean ați văzut pe ultima 100 de metri am făcut rectificare de buget pentru a încerca în această vară să îmbunătățesc condițiile de climatizare în terminalul T3. Da, vom urmărim, cel puțin eu promit că urmăresc aeroportul ăsta, că l-am și urmărit până acum și de acum înainte. E foarte important pentru că, așa cum am spus, nu avem autostradă, măcar aeroportul ăsta să dude și haideți să-l ajutăm cu toți, dar trebuie și ca și cei care sunt în frunte să ia decizii corecte. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. O seară bună tuturor. Pentru atenție, nu uitați de cele trei curse, că le-am ținem minte și peste un an discutăm. Mulțumesc pentru atenție, seară bună.